emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta proiectele pe care le au, pentru a dezvolta comunitatea pe care o reprezintă, pentru a vă desluși viziunea pe care o au pentru comunitatea respectivă. Astăzi ne canalizăm atenția asupra sănătății, asupra proiectelor pentru toți cetățenii acestui județ, iar pentru a dezvolta mai mult această latură care este extrem de importantă și aș spune eu esențială pentru o comunitate sănătoasă și educată din foarte multe puncte de vedere, este nevoie de investiții în acest domeniu. Pentru acest lucru și pentru a discuta mai mult despre aceste proiecte, am invitat astăzi alături de mine doi medici pe care cu siguranță îi cunoașteți și dumneavoastră. Este vorba despre doamna dr. Valeria Filimon, candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit! Și domnul doctor Ioan Demeter, candidat PSD pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! De fiecare dată am spus acest lucru și o să-l repet de câte ori am ocazia. Educația, sănătatea sunt cele mai importante elemente pe care ar trebui să le prețuim și ne dorim cu toții și discutăm de foarte multe ori despre schimbare, despre o societate solidă din foarte multe puncte de vedere. Ei bine, consider că de aici se pornește, de la educație și sănătate. Astăzi ne canalizăm atenția asupra sănătății a fiecăruia dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, doar că sănătatea fără prevenție, fără investiții, este destul de greu de ținut așa, cel puțin pe o linie de plutire. În acest sens, veniți cu proiecte în fața hunedorenilor, proiecte care au fost mare parte dintre ele dezvoltate de-a lungul timpului și acum veniți în fața lor pentru a vă prezenta în continuare și realizările, dar și ceea ce vă doriți în continuare pentru Hunedoreni. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Demeter, pentru că știu, este destul de complicat și în această perioadă să faceți astfel de pauze, pentru că activitatea dumneavoastră este una foarte intensă și hunedorenii și sănătatea lor ar trebui să fie pe primul plan și pentru dumneavoastră și pentru mulți alți factori decizionali. Sigur, ați punctat foarte bine, ne referim și la medicina preventivă și la medicina curativă. Aș începe prin a spune că, deși este o perioadă de campanie electorală, trebuie să ne uităm puțin în urmă, în timp, și să vedem în decursul celor 4 ani ce s-a promis, a se realiza și ce s-a realizat, să vedem ce putem bifa. Din acest punct de vedere pot să spun că în județul Hunedoara, prin anumite persoane implicate, și aici l-aș nominaliza pe actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor, care s-a implicat în mod deosebit în investiții în sănătate și, așa cum a și precizat dânsul la începutul mandatului, sănătatea a reprezentat o prioritate în agenda de lucru a Consiliului Județean și al președintelui Consiliului Județean. În această ordine de idei pot să amintesc câteva investiții deosebite care se pot încadra într-un așa numit program județean de sănătate, similar cu programele naționale de sănătate. Și anume, definitivarea și terminarea reparației capitale a Spitalului Județean de Urgență Deva, un proiect implementat la inițiativa actualului președinte al Consiliului Județean, domnul Nistor, început în 2009, și pot să spun că am fost parte la acest proiect, la demararea acestui proiect, ca fost președinte, ca fost director general de Direcție de Sănătate Publică, proiect finalizat în 2023. Toate secțiile și toate compartimentele laboratoarele Spitalului Județean au fost modernizate, au fost extinse, au fost dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță. Valoarea investiției s-a ridicat undeva la
peste 100 de milioane de lei, adică aproximativ 20 de milioane de euro. Sigur că a venit și Consiliul Județean cu o contribuție personală importantă la realizarea acestui proiect. La ora actuală, proiectul este implementat, toate secțiile sunt reparate și funcționează în parametrii normali. O altă investiție deosebită, care plasează Spitalul Județean de Urgență Deva între spitalele moderne, nu numai din țară, dar putem spune și din Uniunea Europeană, este realizarea noului serviciu de urgență, UPU-1, UPU Modern, care a fost finanțat cu o investiție de peste 10 milioane de lei, o investiție din fonduri europene nerambursabile, la care sigur a contribuit și Consiliul Județean. Urgența la ora actuală la Spitalul Județean este o urgență modernă care asigură o asistență medicală calificată. O altă investiție deosebită este realizarea unui lift la secția de contagioase, care era necesară pentru a face față solicitărilor de pandemie, cum a fost perioada celor 3 ani de care ne aducem aminte, și pentru respectarea unor circuite epidemiologice, Consiliul Județean a intervenit și a făcut o finanțare prin realizarea acestui lift, care se ridică undeva aproape la 1 milion de lei. O investiție deosebită este realizarea ustacului la cardiologie. Este o unitate de supraveghere avansată pentru cardiaci cronici. Funcționa UTIC-ul, așa zisul UTIC, care este unitate de terapie intensivă coronarieni, dar prin achiziționarea unui angiograf în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, o investiție foarte mare realizată de Consiliul Județean, a permis ca la nivelul Spitalului Județean de Urgență Deva să se realizeze o premieră în ceea ce privește cardiologia intervențională, efectuându-se intervenții coronariene, angiografii în scop diagnostic și terapeutic și montarea de stenturi farmacologic active. Intervenții este un lucru pentru care mare parte dintre hunedorenii care aveau astfel de probleme de sănătate erau nevoiți să meargă în alte orașe, în alte județe pentru a putea să-și rezolve problema de sănătate, dar iată că acum în județ realizează astfel de intervenții. Și vreau să precizez că Spitalul Județean de Urgență Deva este, dacă nu primul, al doilea spital județean din țară care face această intervenție și care până la urmă înseamnă salvarea de vieți, fiindcă știm cu toții cât de important este timpul în care se intervine, cât de important este faptul ca în momentul în care un pacient a făcut un infarct să se facă reperfuzia coronariană pentru a se salva și a nu se deteriorizează prin necroză inima acelui pacient. La ora actuală, deja la Deva s-au pus zeci de stenturi, au fost salvate zeci de vieți și, așa cum a spus foarte bine dumneavoastră, n-a fost necesară deplasarea lor în clinici universitare Timișoara, Cluj, Sibiu sau așa mai departe. Niciodată cât de importante sunt investițiile în sănătate, în spitalele din județul Hunedoara. Foarte, foarte importante și nu ne oprim aici. Sigur că sunt foarte multe investiții și dacă pot să vă spun toate clădirile spitalului și eu sunt unul care cunosc istoria acestui spital, fiindcă lucrez de 43 de ani în acest spital neîntrerupt și pot să spun că am crescut odată cu spitalul și am termenii de comparație. Am și fotografii, am și termenii de comparație și am o satisfacție deosebită, fiindcă am văzut evoluția și modernizarea acestui spital în timp. Avem și proiecte de viitor. Oncologia și radioterapia. Dacă ne gândim că pacienții oncologici reprezintă o pondere foarte mare în ceea ce privește indicatorii de morbiditate și mortalitate în județul Hunedoara, atunci realizăm că acest lucru de realizarea unei secții noi de oncologie, realizarea unui centru de radioterapie au fost mai mult decât necesare. Și fiindcă știu
din practica medicală ce sufereau pacienții noștri oncologici care trebuiau să facă radioterapie, să se încoloneze noaptea la ora 3 în diverse centre universitare, în diverse orașe ca să ajungă să facă aceste tratamente de radioterapie, atunci ne gândim ce importanță majoră are înființarea unui centru de radioterapie în Deva, în județul Hunedoara, fiind nu numai o investiție locală și regională și județeană, ci chiar regională, fiindcă este o investiție pentru întreaga zonă de vest. Alte investiții pe care dorim să le promovăm și să le facem, sigur că odată cu înființarea acestui centru de radioterapie se va reorganiza și actuala secție de oncologie cu 45 de paturi găzduite într-o clădire care și ea a fost reparată și renovată, dar cu paturi insuficiente. Și atunci vom muta și secția de oncologie tot în aceeași clădire care se va construi pe mai multe nivele, pe 4 nivele și totodată și secția de oncohematologie. Iar în vechea clădire vom dori să amplasăm pneumologia, fiindcă știm că și această secție și clădirea infrastructurii este total necorespunzătoare la ora actuală pentru ceea ce înseamnă o asistență medicală în standarde normale. Deci, practic, vă propuneți moderne. Ca această secție să fie mutată din actuala locație, această care nu este una va fi mutată potrivită, de pe Barițiu, în incinta spitalului, în curtea spitalului județean, e adevărat într-o secție, într-o clădire pavilionară, dar mult mai aproape de ceea ce înseamnă clădirea centrală. Asta înseamnă eficiență terapeutică, înseamnă timp mai puțin, înseamnă salvare de vieți și, dacă vreți să discutăm, și argumente economice și cheltuieli mult mai puțin. Cu siguranță, cheltuielile sunt destul de mari în mare parte din tot ceea ce înseamnă până la urmă sănătate. Important este să vedem și investiții, să vedem că lucrurile se schimbă în bine, pentru că asta își doresc pacienții. Sigur. Și până ajunge la spital, pacienții se lovesc cumva sau sunteți acolo în prima linie de cele mai multe ori, pentru că serviciul de ambulanță este în permanență și îl vedem în permanent și pe drumuri și pe străzile din Deva, din județul Hunedoara. Nu este o muncă deloc ușoară, chiar dacă pentru unii pare așa destul de ușor. Sunteți acolo în prima linie și din acest punct de vedere contează investițiile și contează oamenii în primul și în primul rând. Da, eu vreau să spun că pentru mine este un început de drum ca și candidat pentru funcția de consilier județean. Dar discuțiile și colaborarea care am avut-o cu Consiliul Județean a fost permanentă și în toată această perioadă, în perioada de când activez la serviciul de ambulanță. Vreau să spun că și pentru serviciul de ambulanță aceste modificări care s-au întâmplat și care sunt în curs de derulare la nivelul Spitalului Județean contează foarte mult în gestionarea echipajelor, numărului de echipaje, pentru că lucrăm cu un număr limitat de echipaje și faptul că nu va mai trebui să ducem pacienții drumurile lungi, drumurile de Cluj, drumurile de Timișoara pentru pacienții cu radioterapie, pacienții care trebuia să beneficieze de un tratament oncologic absolut necesar. Practic, nemai efectuând aceste transferuri, noi vom avea mai multe echipaje la dispoziție ca să intervenim. E vorba inclusiv de pacienții de la secția de TBC a Spitalului Județean, unde permanent exista pacientul de la secția de TBC să fie adus la Spitalul Județean, era nevoie de echipaje, uneori și de echipaje suplimentare, ca să putem să transportăm pacienții de acolo. Se creează astfel un confort atât psihic pentru pacient, dar mai ales din punct de vedere al operativității intervenției pe pacienții respectivi. Faptul că sunt într-o secție în incinta Spitalului Județean contează foarte mult. Ei pot să primească îngrijirile
hai să zicem, superioare, adică dacă un pacient se deteriorează, secția de ATI este mult mai aproape, adică se scurtează timpul de intervenție pe pacient și asta înseamnă eficiență, înseamnă un plus valoare pentru salvarea de vieți. Ca și proiecte care au fost demarate anterior la Serviciul Județean de Ambulanță, noi am avut o mare necesitate în ceea ce privește înființarea unei farmacii. Sincer vă spun, 10 ani de zile a durat până când am reușit să ne organizăm și din punct de vedere al unui post de farmacist, dar acest lucru a fost posibil, dar ne loviam de existența efectivă a unui spațiu care să ne permită să amenajăm o farmacie după toate regulile unei farmacii cu circuit închis. De ce această necesitate? Că poate cei care ne privesc vor spune, sunt atât de multe farmacii, da, de ce ar fi este nevoie? Este cu totul și cu totul altceva. Exact. Este o farmacie cu circuit închis. Avem nevoie de un farmacist pentru că lucrăm cu echipaje de categorii diferite. Și atunci echipajele cu medic au un nivel de competență sporit și au nevoie să fie aprovizionate cu anumite medicamente care sunt medicamente considerate separanda în farmacie. Nu le puteam gestiona pentru că, adică nu le puteam obține aceste medicamente dacă noi nu aveam un farmacist, nu le aveam pe mașină, nu puteam să ducem actul medical la calitatea la care trebuia. Adică nu puteai să acționezi pe pacient pentru că pacientul grav, pacientul critic, pentru că nu aveam aceste medicamente. Până la urmă, după discuții și am ajuns ca acum 2 ani să finalizăm și acest proiect. Am împreună cu Consiliul Județean am găsit un spațiu care a trebuit reamenajat de la zero, practic din 2 garaje care arătau ca niște garaje pentru autosanitare, a fost amenajat un spațiu de farmacie cu toate dotările necesare și circuitele. Este un spațiu de farmacie pe care nu l-au multe servicii de ambulanță. Suntem printre primele 5 servicii de ambulanță din țară care deținem o farmacie după toate regulile impuse de lege. Colaborare, pentru noi a contat foarte mult și pentru noi, dar atât mai mult pentru cetățeni, pentru că actul medical se poate desfășura la standardele de calitate înalte, impuse de normele pe care le avem noi în vigoare. Suntem în viitor s-a demarat discuțiile astea, din nou l-am implicat aici foarte mult pe domnul actual președinte Laurențiu Nistor în reamenajarea și a dispeceratului integrat, care este un punct de importanță majoră pentru tot ce înseamnă situație de urgență în județul Hunedoara. Și și-a dovedit eficiența de-a lungul anilor. Dispeceratul integrat funcționează de mai bine de 10 ani, dar de când s-a dat în funcțiune nu s-a mai făcut îmbunătățiri, nu s-au mai făcut reparații. Am sesizat acest lucru, a fost o echipă de la Consiliul Județean care este deplasat la fața locului, s-au făcut niște studii, s-a decis să se facă un proiect de reamenajare, chiar de relocare a dispeceratului în aceeași clădire, dar undeva într-o altă parte a clădirii respective, în așa fel încât să se respecte niște circuite, să fie un spațiu mult mai prietenos, să zicem așa, cu cei care lucrează zi de zi acolo. Așteptăm acum, hai să zicem, confirmarea că proiectul este
bun, că este ok din partea prefecturii, pentru că aici s-au împotmolit undeva lucrurile, proiectele au fost demarate, s-a făcut studiul de fezabilitate și suntem în această situație, adică... Deci, practic, că proiectul este blocat la prefectura județului Hunedoara în prezent. Da. Pentru că mai trebuiau niște... nu neapărat aprobări, găsesc acum cuvântul potrivit, girul, că lucrurile se desfășoară conform legislației și că există toate încăperile prevăzute de lege, sunt prevăzute și în nou proiect. Cam asta au fost marile proiecte pe care ambulanța le-a putut dezvolta cu participarea Consiliului Județean și în continuare, din analiza activității și a necesităților intervenției pe situațiile de urgență, suntem în discuții pentru achiziționarea unor echipamente de transport pentru pacienții supraponderali. Este o mare problemă a județului. Momentan, în județul Hunedoara, avem există autosanitare care ar putea transporta pacienții supraponderali, dar nu există echipamentele necesare de preluare de la domiciliu și de transport într-o ambulanță, pentru că pentru astfel de persoane îți trebuie niște dărți speciale, îți trebuie o macara cu care efectiv să poți să-i ridici în mașină, să fie în condiții de siguranță. Și în prezent personalul medical face toată această muncă fizic, prezent s-au găsit soluții alternative pentru a realiza asistența, preluarea de la domiciliu, asistența și transportul la spital a acestor persoane, dar să știți că este o mare problemă de sănătate, pentru că există din ce în ce mai multe persoane care suferă de această boală și care trebuie transportată de la domiciliu la spital și ulterior de la spital la domiciliu. Este o problemă atât pentru noi, cât și pentru aparținători, pentru că trebuie transportați în condiții de siguranță maximă. Deci există și echipamentele un respective, proiect, da, și din un acest proiect, punct da, de vedere. Sunt niște investiții care nu sunt deloc minime, adică aceste echipamente costă și fără ajutorul Consiliului Județean nu cred că vom ieși din, adică nu putem să le rezolvăm altfel. Cu siguranță se vor găsi soluții și în acest sens, așa cum au fost găsite și în ceea ce privește proiectele pe care puțin mai devreme domnul doctor Demeter le-a enumerat. Poate unii vor spune, bun, nu mai avem nevoie neapărat acum de transportul unor pacienți către Cluj, Timișoara și așa mai departe, pentru că deja avem foarte bine puse la punct unele secții aici, doar că mai sunt și cazuri deosebite și în cazul acestora ar fi bine o intervenție a unui elicopter smurt, spre exemplu. Există în planul, în proiectele pe care le aveți pentru următorii 4 ani, dacă hunedorenii vă vor oferi votul de încredere și amenajarea unui heliport? Sigur că da. Aveți perfectă dreptate. Discuțiile astea au fost și la nivelul spitalului și la nivelul Consiliului Județean și din nou Consiliul Județean are în agenda de lucru acest proiect de realizarea unui heliport. Este un lucru esențial, așa cum spuneți dumneavoastră, că din nou ne referim la timpul acela foarte prețios și important în care se poate acorda un ajutor calificat medical la pacienții care au nevoie și care sunt urgențe maxime și mai înainte, exact vă spuneam, acele cazuri de infarct miocardic care necesitau montarea de stenturi în clinici universitare, lucru care se realizează în momentul de față la Spitalul Județean de Urgență Deva. Sigur că la început, prin programări sau dacă sunt urgențe, se cheamă echipa sau și în momentul de față, dacă este nevoie, mai colaborăm cu centrele universitare. Aș vrea să spun și să punctez un lucru important și anume că în afară de partea de spital s-a dezvoltat și partea de prespital, de ambulatoriu de specialitate și chiar în viitorul foarte apropiat se derulează un proiect de reamenajare a ambulatoriului de specialitate cu toate cabinetele, din nou modernizare, extindere și dotare, fiindcă este nevoie de acest lucru dacă ne gândim că aproximativ sau mai bine zis peste 100.000 de pacienți
să ajung într-un an de zile în ambulatoriile de specialitate. Dacă la UPU, la urgență, sunt văzuți aproximativ 50.000, sigur, cazuri, majoritatea cazuri de urgență, în ambulatoriul de specialitate al spitalului se perindă peste 100.000 de pacienți și ambulatoriul este nevoie să fie reabilitat. Fiindcă vorbeați de medicina profilactică, avem câteva proiecte în derulare și realizări în acest sens și din nou Consiliul Județean s-a gândit la acest lucru și anume, vorbesc de telemedicină. Este un proiect susținut și finanțat de Consiliul Județean, fiindcă din care faceți prevenția... parte. Prevenția este, da, sunt medicul coordonator acolo, dar prevenția face parte din ceea ce se cheamă o asistență medicală calificată. Și dacă ne gândim că în județul Hunedoara aproximativ 20% din cetățenii județului nu beneficiază de serviciul unui medic de familie, înseamnă că această acțiune de prevenție și acțiune de telemedicină este foarte bine prevenită pentru a veni în mod complementar să sprijin celelalte instituții medicale din acest punct de vedere. Și își dovedește eficiența, eficiența la ora serviciu, actuală. Această campanie, pentru că sunt foarte mulți hunedoreni, da, care au depistat cu ajutorul dumneavoastră că suferă de diferite afecțiuni. Exact. Aproximativ 11.000 de cetățeni au fost consultați prin acest serviciu de telemedicină și, așa cum bine a spus, am depistat și cazuri de urgență, am făcut și medicină profilactică, fiindcă știm cu toții ce înseamnă schimbarea stilului de viață, ce înseamnă o alimentație sănătoasă, ce înseamnă mișcarea, ce înseamnă renunțarea la anumite vicii. Astea toate înseamnă sănătate și, sigur, toate lucrurile astea, cum a spus dumneavoastră foarte bine la început, presupun și o educație sanitară corespunzătoare a populației în acest sens. Nu ne-am gândit numai la infrastructură și un alt proiect susținut de Consiliul Județean se referă și la ceea ce privește politica de resurse umane. Și în acest sens am înființat o facultate de asistență medicală la DEVA, o facultate de asistență medicală, fiindcă probabil că au venit și la dumneavoastră cetățeni care au spus, bine, ați făcut clădire, ați făcut infrastructura, dar ce facem cu personalul? Ne-am gândit, președintele Consiliului Județean, împreună cu echipa dânsului, din care am făcut și eu o parte și îi mulțumesc cu această ocazie, ne-am gândit, într-adevăr, să instruim personalul medical la nivel de cadre medic, cât s-a putut la nivelul DEVEI, dar deja avem două promoții de asistenți medical după 4 ani de absolvire a Facultății de Asistență Medicală de la DEVA, care este o filială a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Și ca în orice domeniu, sau poate mai mult decât în oricare alt domeniu de activitate, aici este nevoie de oameni specialiști, oameni dedicați acestei profesii. Absolut. Și dacă ne gândim la ceea ce înseamnă medicina modernă și pătrunderea digitalizării și sigur că nu vom renunța niciodată la empatia față de pacienți, că acest lucru trebuie să se mențină, indiferent că se tehnicizează și medicina, dar fiindcă medicina avansează, apare aparatura medicală nouă, performantă, sigur că toate aceste lucruri trebuie deservite la capacitate maximă și atunci personalul medical trebuie să fie instruit și în acest sens. Ce v-a determinat să candidați pentru această funcție de consilier județean, doamna Filimon? Că ne apropiem așa de finalul emisiunii și să le spunem telespectatorilor de ce. Dorința de a, în primul rând, colaborarea, ăsta a fost factorul determinant, buna colaborare pe care am avut-o cu Consiliul Județean și proiectele de viitor care pe partea de sănătate am fost chemată să fac parte din echipă. Este o onoare pentru mine, dar și un gest de mare responsabilitate, pentru că medicina de urgență, hai să zicem, este un domeniu mai nou care trebuie să-i fie cunoscute cerințele, necesitățile și atunci de aici a venit
colaborarea pentru, sau mă rog, adresabilitatea pentru această funcție. Nu este ușor, pentru mine este o, repet, o acțiune de mare responsabilitate și sper ca lucrurile să, adică să fac față cu succes. Eu sunt convinsă, având în vedere că lucrați în acest domeniu de atât de mulți ani, cred că provocările mari sunt de fapt atunci când mergeți la cazuri, când salvați viețile oamenilor. Cred că aici este cea mai mare provocare și cea mai mare satisfacție pe care puteți să o aveți. Domnule Demeter, ultimul minut, aceeași întrebare. Nici pentru mine nu este ușor, chiar dacă am o experiență și de consilier local vreo două mandate și de consilier județean, dar tocmai fiindcă vă spuneam la început că am o experiență de medic curant de 43 de ani și diverse funcții administrative la nivel de spital și direcție de sănătate publică, am considerat că am o oarecare expertiză și pot să vin să-mi aduc contribuția și la ceea ce înseamnă o decizie administrativă în sensul implementării unor proiecte în sănătate, fiindcă ar fi păcat să irosim banii Ministerului Sănătății, banii județului și, în ultimul rând, banii din fondurile europene și să îi cheltuim fără eficiență din lipsă de experiență administrativă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Mult succes vă doresc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!